Ne bucurăm pentru mirele nostru, dar să știți că ne bucurăm mai mult pentru mireasă. Am venit aici. Am venit aici să vă spunem că în această zi vă luăm mireasă de aici și o ducem în comunitatea noastră, în biserica de acolo de la Viena, biserica care se numește Metanoia, salutări deosebite comunității de aici. Și ne bucurăm că păstorul dumneavoastră împreună cu soția a fost în urmă cu aproape 2 luni de zile la noi la Viena, imediat după sărbătoarea Învierii Domnului și ne-am bucurat împreună. Dragii mei, când vine vorba despre momentul acesta special al căsătoriei, cred că pentru noi ca și români ne amintim ceva ce am învățat de când eram mici. Și anume că nu faci o urare mai bună într-o astfel de zi decât să spui mirilor casă de piatră. Voi știți bine că sunteți aici pe malul mării, ce înseamnă să ai casa poate de nisip. Sau să pui casa pe nisip. Mirele, scump, în urmă cu vreo 3 luni de zile mi-a spus, după ce s-a asigurat că ne ajută la biletele de avion, că le găsim, că este clar că vom veni pe data de 10 aici la Năvodari, a vrut să se asigure că predica pentru ziua anunții lui va avea ceva special. Și-a dat temă prietenului lui scump, Cornel Șandru, de la Viena. Și-a spus, Cornel, te rog să te gândești, știi tu chestia aia, îmi place să aud niște litere, niște lucruri acolo, să rămână în mintea mea în această zi. Și cum să nu răspunzi mirelui la o astfel de dorință? Știți de ce? Pentru că din ce aud eu și ce mi s-a întâmplat și mie, în ziua anunții, cei mai mulți, cei care sunt în față, mire și mireasă, le este greu să-și amintească, mai ales o predică de 30 de minute, de 40 de minute. Și când am auzit de la mirele nostru scump că dorește ceva care el să rămână în minte, am spus, tema grea, dar noi suntem obișnuiți. Trebuie să facem față momentelor grele. De aceea, în această zi, plecând de la premiza aceasta, este ceva în cultura noastră românească, să urăm casă de piatră, hai să vedem ce ne învață Domnul din cuvântul Său despre o casă. Ne amintesc așa de bine că în anii în care veneam la mare, încă stăteam în România, în Timișoara, și veneam la mare, în fiecare an era o corvoadă să vii în prima zi și să te cazezi aici la mare. Că era un hotel în Mangalia sau în alte din acestea, stațiuni de pe litoral, era foarte greu, îngrozitor, în prima zi când vii să te cazezi. Mi-amintesc de o fetiță care părinții ei tocmai veneau la hotel și cu multe bagaje, e clar că mama vrea să aducă multe bagaje acolo și au pus-o pe fetiță. Singura lor fetiță, erau căsătoriți de câțiva ani de zile, au lăsat-o lângă bagajele lor multe și ei s-au dus la recepția de la hotel ca să se înscrie. Prin preajmă trece o doamnă cu experiență de viață, trecută bine de prima tinerețe, și începe să comunice cu fetița. Și a spus, o, dragă fetiță, așa e că ești obosită. De unde veniți? De departe venim, tanti. Și ce faceți voi aici? Păi de tata tocmai s-a mutat cu serviciul aici, în orașul acesta. Și până ne vom căuta o casă în care să stăm într-o casă, va trebui să stăm la hotelul acesta. Și doamna în vârstă zice, o, ce greu este așa, așa că îmi lipsește senzația și plăcerea de acasă. Dar fetița foarte isteață spune, nu să știți că noi avem acasă, numai căutăm acum o clădire, o casă în care să ne punem acasă. În limba engleză sună foarte bine house, care este clădire, și home, sentimentul acela că ești acasă. Dragii mei, hai să vedem ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu despre atmosfera aceasta pe care o clădim împreună într-o căsnicie. Mesajul este adresat mirilor noștri scump, dar de asemenea, aș vrea să luăm în vedere și fiecare dintre noi în relația pe care o avem. Că suntem soț, soție,
ar trebui să vedem dacă cele patru litere, care înseamnă lucruri profunde lăsate de Dumnezeu în cuvântul Său, despre casă, sunt valabile pentru noi. Și așa cum a spus fratele păstor Victor, pentru voi cei tineri, poate sunt lucruri care vă vor aminti în pregătirea voastră pentru ceea ce Dumnezeu dorim să vă binecuvinteze. Pentru că știm și este valabil. Duminica trecută, în comunitatea noastră Metanoia din Viena, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să vorbim care sunt păcatele cetății Viena. Contextul era cel din Iona, din capitolul 3, unde omului Dumnezeu, robului Dumnezeu, Iona se duce în cetatea Ninive. Și are ceva, un cuvânt de spus. Încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită dacă nu vă pocăiți. Și atât. Omul are un mesaj scurt din partea lui Dumnezeu, dar poporul răspunde. Pentru că acolo oamenii devin conștienți de păcatele prin care ei treceau. Și uitându-ne la cetatea noastră în care Dumnezeu ne-a pus pentru o perioadă vremenică, acolo în Viena, am descoperit că unul din cele mai mari păcate care era face ravagii în societatea austriacă și în Viena este lipsa căsătoriei. Un bărbat se unește cu o femeie. Și dădeam exemplu, cum duminică seara, cu o săptămână înainte, Dumnezeu pune pe inima soției mele și a mea să începe să ne plimbăm în cartierul în care noi stăm. Mergeam și ne rugam și, Doamne, arată-ne pentru cine să ne rugăm. Și la un moment dat, de pe strada, din spatele nostru, o familie tocmai se mutase și spune, este prima seară, duminică seară, prima seară în care noi dormim aici. Și de câteva săptămâni, soția mea îi urmărea și îmi spunea, Cornel, hai să ne rugăm pentru ei. Sunt o familie faină, ceva îmi spune că oamenii ăștia ne putem apropia de ei. Austrieci. Și ne întâlnim pe stradă, ei tocmai ieșeau din casa lor, cu câinele să plece la plimbare. Asta e una din chestiile care mă termină pe mine. În loc să ai copii și să te bucuri, ai animale în casă. Slăviți să fie Domnul că în România criza ajută să credeți totuși în valoarea familiei. Și în primul moment când ne salutăm și spunem, întreabă Marii, unde sunt copiii dumneavoastră? O, copiii, și o vezi pe Barbara, așa o cheamă pe ea, îmi pune ochii în jos și zice, copiii mei încă în următoarele două săptămâni dorm la ex-soțul meu. Mai vorbim un pic, preț de două minute, la care eu nu rezist și întreb, dar unde este băiatul ăla? Știam că are un băiat frumos, îl văzusem pe acolo, 17 ani, blond, plete, wow, cool, man. Și întreb, de unde e băiatul tău? Oh, băiatul meu vine doar în septembrie, este cu ex-soția mea. Și noi crezusem că sunt o familie excelentă, dar erau împreună. Au trăit împreună de preț de câțiva ani și au pus copiii împreună și mergeau mai departe. Și asta e situația, dragii mei, a societății în care trăim. Este unul din lucrurile care frământă și nu duce la binecuvântare mai departe. Când vine vorba de casa mirilor, hai să vedem care este primul lucru care trebuie să-l înțelegem. Suntem în contextul acesta, este o sărbătoare a mirilor, mirii sunt după chipul lui Dumnezeu, fiecare în parte sunt după chipul lui Dumnezeu. Și trebuie să avem lucrul acesta în minte, într-o căsnicie, cei doi sunt după chipul lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să-mi spună modul în care mă raportez la partenerul de viață, la soție. Iar soția la soț. Este după chipul lui Dumnezeu. Cealaltă făptură nu este un animal pe care la un moment dat îți vine să-ți pui în mintea ta despre celălalt. Nu are un adjectiv din acela care îți face să-ți fie rușină după ce te-ai gândit acolo. Ci este după chipul lui Dumnezeu. E o ființă specială. În al doilea rând, mirii sunt ființe binecuvântate de Dumnezeu. Și de aceea alege el și ea să intre în cosnicie, pentru că vreau mai mult să aibă parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Unul din lucrurile care mă frământă pe mine este în ce măsură când oamenii ajung la probleme. Și se spune, studiile arată, că undeva între 5 și 7 ani la căsnicie, dacă n-a apărut mai ales un copil în familia respectivă, sunt cele mai mari probleme. Cât am stat în Timișoara, în 15 ani de zile, de 3 ori m-am dus pe bărcile tribunalului să mă rog pentru prieteni de-ai mei, care mi-au cerut să mă duc să mă rog, pentru că soțiile lor băcaseră divorț. Unde?
În perioada aceea, între 5 și 7 ani. Este una din cele mai crunte experiențe să stai acolo și să auzi ce argumente trebuie să găsească. În zilele acestea, mă rog, împreună cu soția mea, pentru o familie care ne este scumpă, după 12 ani de căsătorie, ea vrea să face divorț în Austria, acolo. De ce? Pentru că nu mai este interesant. Și când am întrebat pe prietenul meu care sunt motivele pentru care bagă divorț soția ta, am rămas încremenit. Ce murdării trebuie să aduci în față? Și atunci te gândești. Te gândești atunci. Unde este înțelegerea aceea că în căsnicie cauți mai mult să fii un canal al binecuvântării? Mi răspund. Domnul să te ajute. În toată perioada vieții vei face un legământ astăzi, înaintea lui Dumnezeu, să te ajute să fii un canal al binecuvântării. Evident că mintea mireasă este în primul rând canal al binecuvântării financiare sau de altă natură. Dar vorbim de mult mai mult. Și știu că mireasa noastră din ziua de astăzi, prețioasă, se gândește la binecuvântările care vin de la Dumnezeu, în a fi o casă deschisă, în a fi o familie care alții să simt binecuvântați acolo. Și în al treilea rând, ca o premisă de bază, mirii sunt dintre noi, sunt de asemenea, îi cunoaștem, sunt prietenii noștri, prin urmare, merită că atunci când zidesc casa lor, dragii mei, să le asigurăm suportul. Nu numai în ziua de astăzi să ne bucurăm cu ei, ci să rămânem prieteni în continuare. Și asta este un îndemn pentru voi, cei care sunteți la Biserica Creștină Baptistă de aici din Năvodan. Mireasa va pleca. Este o bucurie pentru noi. Dar și pentru voi. Continuați să vă rugați pentru mireasa scumpă din ziua de astăzi. Ca Domnul să o facă o binecuvântare. Să știți că nu este ușor să mergi într-o altă cultură, să te adaptezi cultural mai mult decât ce am văzut noi acolo, în prezentarea fratelui Victor. Adaptarea culturală este grea. Să înveți în primul an 2000 de cuvinte în limba germană, să știi ca să te poți exprima și să poți vorbi, este un lucru greu. Dar mizăm pe faptul că înțelegeți, pentru că mireasa a fost dintre voi, veți continua să vă rugați pentru ea și să o susțineți. Hai să vedem ce înseamnă casa. Casa, în primul rând, câul de acolo înseamnă comunicare, care implică un mesaj, dar implică de asemenea și un om care spune mesajul și un receptor. Să știți că nu e așa de ușor în căsnicie și voi recunoașteți, cei care sunteți căsătoriți de mulți ani, că nu e ușoară comunicarea, nu e așa? Trebuie să faci un efort pentru a comunica bine. Cel mai recent exemplu pentru mine este ieri după masă. Am alergat la avion în Viena, am ajuns cu bine, soția mea a fost întoarsă înapoi să-și dea cureaua jos de la pantaloni. Așa este. Acum cu toate chestiile astea care se întâmplă prin aeroporturi și pe avioane, trebuie securitatea să fie foarte strictă. Astfel încât amândoi a trebuit să nu avem cureaua pe noi în timp ce eram pe avion. N-am mai ajuns, ne-am grăbit. Ajungem la Otopeni în București și în modul meu finuț de bărbat mă întreb pe soția mea: Mari, ai idee unde este cureaua mea? Zice, da, am idee, este în geanta mea. Și nu aș fi vrut să stați pe lângă mine, să vedeți fața mea, cum încep să devin iritat. Mari, dar sigur este cureaua în geantă. Dar acum să pricepeți. Probabil că ați auzit că bărbații sunt de pe o planetă, de pe Marte, și femeile sunt de pe altă planetă, de pe Venus. Soră mireasă, cred că ai înțeles acest lucru și știi bine că și mirele tău este de, uneori de pe altă planetă și astăzi legământul este să vină pe planeta ta. Vă rog să înțelegeți că bărbatul Cornel, aseară, când, prin întrebarea lui, vrea să-i spună soției: te rog să-mi dai cureaua, am nevoie de curea acum. Asta este mesajul în care noi, bărbații, spunem. O spunem finuț, pe ocolite, în timp ce soțiile așteaptă un mesaj direct. La a treia încercare am spus: Mari, tu ai priceput că am nevoie de curea? Zice, nu, n-am priceput că ai nevoie de curea. Dragii mei,
Avem o problemă în comunicare și Dumnezeu a lăsat limbajul și limbajul, vă rog să înțelegeți că nu este numai verbal. 30% transmite în verbal. În rest este prin gestica noastră, prin mișcările noastre. Când vine Dumnezeu și lucrează într-o căsnicie, când Dumnezeu este acolo, comunicarea este binecuvântată de Dumnezeu. Atunci vei înțelege că intimitatea în căsătorie presupune să asculți pe celălalt ce spune. Despre ce? Despre dorințele lui? Despre gânduri? Despre împărtășirea unor experiențe? Și apoi despre sentimente. Știu că un lucru greu pentru mirele nostru de astăzi este că 12 ore pe zi lucrează cu oameni și tot felul de oameni. Și când îi îngrijești, aia presupune că oamenii nu prea sunt normali. Și mirele nostru va veni acasă. După 12 ore de muncă și mireasa îl așteaptă. Deja vă imaginați în primele luni, după căsnicie, când mireasa încă trebuie să învețe limba germană, încă ia, nein, genießen, Gavi, te rog să mă mai ajuți de alte cuvinte speciale în limba germană, în care mireasa le învață. Și îl așteaptă cu brațele și cu inima deschisă, ca mirele să vină acasă. Și atunci, mireasa trebuie să îi exprime o experiență care a avut-o în timpul zilei în absența lui. Când el a fost la lucru și nici n-a răspuns la telefon, că noaptea mai răspunde la telefon, că are timp. Dar nu, 12 ore, telefon mobil, nimic, comunicare. Și mirele e obosit. Dragii mei, e nevoie de un devotament în comunicare. Să înveți să fii deschis. Miri scumpi. Dacă este ceva care vă dorim ca și comunitate aici, în ziua aceasta specială de 11 iunie 2011, pentru voi, este, dragii mei, să aveți o comunicare deschisă. Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbafnic. Așa că știți cuvântul ăsta, zăbafnic. Adică oprește-te, evită, abține-te de la mânie. Apostolul Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, ne învață acest lucru într-una din epistolele sale. Orice om să fie grabnic la ascultare. În comunicare e mult mai important să stai și să asculți, să înțelegi și apoi să dai un feedback înapoi. Mergem mai departe. Au, are de-a face cu adorare. De un an de zile încoace, Dumnezeu m-a pus într-un context în care firma la care lucrez să preia și țara Franța în subordinea noastră. Asta presupune că din când în când trebuie să zbor cu avionul în Franța, la Paris. Și unul din cuvintele care le aud des, expresie, este j'adore. Sau mai aud, je t'adore. Care are de-a face cu adorare, da? Tinerii știți asta. Nu știu dacă în limba română este traducere, dar pe engleză este I'm loving it. Da? Știți, nu vreau să fac reclamă aici la ce restaurante fast food mergeți, dar este o realitate. Am ajuns să depreciem ceea ce înseamnă dragostea și adorarea. Ajungem să adorăm orice lucru de care ne place. Ei bine, când vine vorba de căsnicie, dragii mei, adorarea aia unul pentru altul, care a fost clădită în lunile, în timpul dinainte de pregătire, de ziua nunții, e important să aibă substanță și esență și să rămână valabilă și după aceea, pe parcursul timpului. Una din cele mai nepotrivite expresii care le-am auzit la o nuntă în Timișoara, la un moment dat, cel care vorbea a fost bărbatul trebuie să mănânce, cred că, ceapă înainte și altceva după. Morcov înainte și ceapă după. Bărbatul, da? Mirele, în sensul ăsta. Mă bucur că n-am prea înțeles-o bine, dar e o realitate despre cum văd oamenii. În sensul că ar trebui să vezi lucrurile mai bine înainte și mai puțin după. Ei bine,
într-o căsnicie, așa după cum cere Dumnezeu, după cuvântul Său. Adorarea este importantă, dragii mei. Și aici vorbim despre un devotament care este total. Ați auzit cântarea cântată de fratele Scumpalin. Iubind te dăruiești cu tot ce ți aparține. Total. Devotament total. Și vreau să înțelegeți și uitați-vă voi care aveți 10 ani, 20 de ani de căsnicie. Așa e că a fost în ziua aia ușor să spui, mă dedic total. Și pe parcurs a început să ai îndoieli că te mai poți total. Dar asta cere Dumnezeu, asta cere prin expresia care a dat-o în faptul că l-a dat pe Iisus Hristos pentru viața noastră. Și apoi, nelimitat în timp, până moartea ne va despărți, la bine și la rău, în bucurie sau necaz, eu mă dedic, așa vor spune astăzi mirii noștri, dragii mei. Nelimitat și total, devotament. Dar asta are de-a face cu esența. Și știți unde este esența adorării? Ca să adore unul pe altul, ei trebuie să uită la Dumnezeu. Și trebuie să învețe ceea ce spune Apostolul Pavel oricărui om care îl urmează pe Dumnezeu. Auziți ce spune? În El, în Hristos, am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte. Ce să facem? Și auziți, hai să luăm atent ceea ce spune aici. Ca să slujim de laudă slavei sale. Dacă am nădăjduit în Hristos. Asta este esența. Dacă vrei să adori cu adevărat, asta presupune să înțelegi că viața de căsnicie trebuie să-i aducă adorare, slavă lui Dumnezeu. Mirii noștri să fie binecuvântați de Domnul și le dorim să aducă laudă în fiecare zi. Și ori de câte ori vin aici la voi să se vadă pe fețele lor. Pentru noi, în fiecare duminică, când ne întâlnim și la grupul mic, în cursul săptămânii, în activitățile în care ei se implică în comunitatea noastră, se vor implica pe viitor. Să-i vedem că aduc laudă slavei lui Dumnezeu. Acolo este esența. Dacă vrei să ai o căsnicie binecuvântată, dragul meu, caută să-L adori pe Dumnezeu. Spune că toată gloria pentru ce ți-a dat, pentru ce faci, este la Dumnezeu. Ai atitudinea la, lasă-L pe Dumnezeu să fie mare în timp ce tu micești. Și asta nu este ușor, dragii mei. Societatea de astăzi nu ne învață altceva decât hai să fiu eu, hai să arăt. Momentul contează. Asta ne învață societatea. Îmi pare rău. Dar nu este după Scriptură, după Cuvântul lui Dumnezeu în care credem cu tărie. Deci am vorbit despre că ceul, care înseamnă comunicare, adorare, hai să vedem care este al treilea. S-ul înseamnă slujire. Fără o atitudine de slujire, dragii mei, fără să-ți setezi în minte într-o căsnicie că vrei să slujești pe partenerul de viață, soțul, soția, nu vei fi binecuvântat. Hai să vedem ceea ce spune Apostolul Pavel și o spune cu tărie în acel pasaj, probabil că la orice nuntă care ați avut aici în comunitatea voastră, a fost citit acest pasaj din Efeseni, din epistola pe care Apostolul Pavel o scrie celor din Efes, în capitolul 5. Și auziți ce spune acolo. Tu, mire scump, iubește-ți mireasa. Iubește-ți mireasa. Și hai să învățăm, mire scump, ca între bărbați, cum să ți-o iubești. Știu că ai învățat în lunile trecute, m-am bucurat de asta, cum și-a iubit Hristos biserica. Și anume, s-a dat pe sine însuși pentru ea. Wow! Nu vi se pare că standardul e prea mare? Dar asta este, dacă vrei să ai o căsnicie de succes, oricine ești bărbat aici în ziua de astăzi, vreau să te asiguri că ai făcut în viața ta o astfel de alegere. Că ești dispus să-ți dai viața pe tine însuți, interesele tale, tot ceea ce tu reprezinți, să-ți dai în favoarea celuilalt. Știți care este una din cele mai grele chestiuni pentru noi bărbați în căsnicie, dragii mei? Este când vine vorba de unitatea sufletească. Unitatea trupească e un lucru care e ușor și s-a făcut referire astăzi aici. Tendința din lumea asta este să consideri dacă te potrivești acolo în dormitor, hai că merge în căsnicie. Nici vorbă.
unitatea sufletească și cea spirituală sunt nivele mult mai sus, care presupune că înțelegi că nu-l folosești pe celălalt, nu-l manipulezi, nu manipulezi pe celălalt pentru interesul tău, ci ești dispus să slujești interesele celuilalt. Și aici un cuvânt deosebit mire scump. Noi bărbații, pentru că credem că suntem cap de familie și suntem cap de familie, avem senzația că orice obiectiv care ne-l punem în viață este un țel pentru familia noastră. Și avem o problemă cu asta. Un țel, un obiectiv al nostru este al meu atâta timp cât eu pot să fac ceva, eu decid și acționez în favoarea, evident, în căsnicie, a partenerii de viață, a soției. Dacă este însă acest obiectiv un lucru pe care l-aștept de la soție să-l facă, de la mireasă, aia este pur și simplu, vreau să spun o veste mai puțin bună, mire scump. Aia este doar dorință. Tu ai dorința ca mireasa ta să facă un anumit lucru. Să-ți facă un tiramisu bun, un strudel cu măr bun. Pot continua la chestii de cofetărie, că ne place. La amândoi, mire scump, așa-i? Dar alea sunt dorințe. Cât vine vorba despre dorință, dragii mei, vestea mai puțin bună este că nu poți face altceva decât să te rogi, așteptând ca Domnul să lucre în viața celuilalt. Ori de câte ori vei face din dorința ta un țel și îl impui partenerului de viață, este manipulare! Și o spun cu tărie! Să se sperie și cel rău, ascultându-ne aici, dragii mei. De ce? Pentru că slujirea, așa cum vrea Hristos, presupune să faci bine și să ai în vedere totdeauna binele celui de lângă tine. De aceea, iubirea, dragostea, atât amintită într-o astfel de zi, egal, echivalent, slujire. Și în al patrulea rând, urmează și aul. Dacă S-ul ăla l-am avut în vedere și cred că S-ul de la casă are de-a face cu mirele din ziua de astăzi. Dumnezeu l-a pus în ultimii ani să-și aleagă o meserie în care trebuie să-i slujească pe oameni. Să le facă bine, să le facă patul, să se îngrijească de ei 12 ore pe zi. Și vine acasă și trebuie să continue slujirea la mireasa lui scumpă. Nu se putea, ca într-o astfel de zi, să nu avem ceva care ține și de mireasa noastră scumpă. Noi am auzit la Viena că mireasa din ziua de astăzi este o contabilă bună. Poate cea mai bună din orașul dumneavoastră, Năvodari. Poate e în top 3 din județul Constanța. Top 5 din Dobrogea. Am putea merge și la nivelul României, da? Și mireasa noastră se ocupă în mod deosebit cu aritmetica și cu calculele. E bine un gând și pentru ea. Pentru a clădi casa, aul acela de la final are de-a face cu aritmetica, dar cu aritmetica divină, dragii mei. În aritmetica lui Dumnezeu îmi pare rău că toți matematicienii de-a lungul timpului, de la Pitagora, toți grecii ăștia au greșit. Pentru că la Dumnezeu, 1 plus 1, mirele plus mireasa, egală mai puțin de 2, mai puțin de 3, egal 1. Nu așa că cuvântul lui Dumnezeu ne învață, Apostolul Pavel, în pasajul pe care l-a menționat din Efeseni 5, vorbește despre faptul și dă un citat de acolo, din gândirea editorului cărții Geneza. Cei doi, da, trebuie să citesc cum trebuie. Nu mă joc cu cuvântul lui Dumnezeu și este o responsabilitatea noastră când ne ridicăm în picioare. Știți ce spune complet cuvântul lui Dumnezeu? De aceea va lăsa mirele pe tatăl său și pe mama sa. Și se va uni cu nevastă sa, asta în limba română, așa de efect poetic. Se va uni cu mireasa lui. Și cei doi vor fi o singură entitate. Vor fi un singur trup.
Îmi pare rău că fratele Cornilescu a stat, a tradus Biblia, n-a găsit poate un cuvânt mai fain în limba română ca să exprime toată bogăția care este acolo. Că nu e numai un singur trup, dragii mei, la ce ne gândim noi mai, așa, trivial. Ce are de-a face cu unitatea acolo? O unitate în gândire, o unitate în interese, o unitate pentru un scop împreună comun. De aceea, slăvit să fie Dumnezeu și urarea pentru mireasa noastră este aritmetica lui Dumnezeu. Să împliniți în viața voastră. Cei doi să fie uniți spiritual, sufletește. Și bucuria lor este în grădina lăsată de Dumnezeu, în Edenul lor, în care limitele se pun astăzi prin legământul care îl faceți. Vă puteți bucura și de unitatea fizică de acolo, de intimitatea voastră acolo în dormitor. Dar până acolo, lucrați la aritmetica lui Dumnezeu și bucurați-vă. Să știți că cele două inele care vor fi folosite astăzi, când sunt puse și intersectate unul peste altul, este acolo rezultatul care înseamnă infinitate. Dar de-aia e nevoie. Pe de-o parte, slujirea mirelui în sensul de a iubi, cum a iubit Hristos biserica, și ascultarea, aritmetica lui Dumnezeu să fie cea care presupune ascultă, așa cum s-a supus și biserica lui Hristos. Dragii mei, ce urăm noi mirilor în ziua de astăzi? Ce fel de casă le urăm lor? Am pus această imagine pentru că pare frumoasă de departe. Dar dacă ar fi să o mărim, veți vedea acolo că zidurile sunt de paie. Le urăm o casă superbă undeva în pădurea vieneză, în afara Vienei sau împățiri cu 13, Gabi 14, poate 19. Să le urăm așa ceva? O casă de lemn? Nu, dragii mei, hai să le urăm o casă a cărei fundație este bună, bine pusă în Dumnezeu, în jertfa lui Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, psalmistul vine și spune, dacă Domnul nu zidește o casă și este un vai acolo, pentru noi astăzi, hai să spunem mirilor, dacă Domnul, și suntem siguri că Domnul vrea, Domnul zidește o casă, o comunicare deschisă, o adorare înspre Dumnezeu, o slujire plină de iubire și o aritmatică divină. Acolo Dumnezeu aduce binecuvântarea și s-o lasă peste mirele și mireasa așa de scump din ziua de astăzi. Amin. Amin.